Domnule director, cum văd vremea, bă, creează probleme. Da, noaptea trecută a nins destul de puternic, în special în zona de sud a județului. Am acționat cu 45 de utilaje, peste 400 de tone de material antiderapant. În aceste momente mai acționăm în zona de sud, pe DN6B, DN67B și în zona Godeanu, DN67D, unde mai ninge. După cum vedeți, aici ninge destul de puternic. Avem 8 utilaje în zona aceasta și mai mult ca sigur nu o să avem probleme nici astăzi. Evenimente deosebite n-au fost niciun fel de eveniment, n-am avut drumuri închise, n-am avut drumuri blocate, circulații în condiții de iarnă, n-au mai fost mici derapaje, turismele, respectarea condițiilor. Asta este, nu putem să ne punem noi la volanul tuturor mașinilor, dar este bine, totul este în regulă. Mulțumim, spor la treabă, domnul ajută. Sănătate.